Doamnelor și domnilor, continuăm seria dezbaterilor electorale organizate de Jurnal TV pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. În această seară, în platoul dezbaterilor, este prezent candidatul la funcția de președinte a Republicii Moldova din partea Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, reprezentat în această seară de Ion Ceban, și candidatul la funcția de președinte din partea Partidului Partidul Nostru, reprezentat de Ilian Cașu. La dezbaterile din această seară ar fi trebuit să participe și candidatul din partea Partidului Șor, Ina Popenco, aceasta însă ne-a comunicat că nu participă la dezbaterile televizate în general. În consecință, mă simt nevoit să reamintesc faptul că, privind regulamentului privind reflectarea campaniei electorale, capitolul 2.45 prevede că refuzul de a participa sau absența unuia dintre candidați sau reprezentantul acestuia la dezbateri trebuie făcută publică, ceea ce și facem, și nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii, iar timpii acordați în mod gratuit candidatului care nu se prezintă, nu se recuperează. Acestea fiind spuse, trecem la partea de dezbateri. Pentru început, domnilor candidați, vă prezint regulile. Avem 15 minute pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre dumneavoastră, în 4 runde. În prima rundă aveți cuvântul de introducere, în care vă puteți adresa alegătorilor. Cât durează? În runda 1 minut pentru prima rundă. În runda o să aveți afișat pe ecran toți timpii. În runda a doua veți avea 4 minute, timp în care va trebui să răspundeți la două întrebări din partea moderatorului, adică din partea mea. În runda a treia, fiecare dintre dumneavoastră are la dispoziție 8 minute, timp în care o să comunicați cu contracandidatul din platou prin întrebări și răspunsuri. Iar în runda a patra veți avea 2 minute la dispoziție pentru mesajul final către alegători. Așadar, începem cu runda întâi. Imediat avem pe ecran și timpii pentru fiecare. Domnule Cașu, aveți 1 minut la dispoziție. Oameni buni, bună seara! Din motive obiective, domnul Dumitru Cipașenco n-a putut onora invitația la dezbaterile Jurnal TV, pentru că acum se află într-o rundă de dezbateri la postul public de televiziune Moldova 1. Candidatul partidului nostru, Dumitru Cipașenco, vine cu un mecanism simplu, dar foarte eficient de eliberarea Moldovei din dictatul oligarhic al lui Vlad Plahotniuc, și în mod specific decretul de dizolvare a Parlamentului. Cu permisiunea dumneavoastră, eu chiar în locul domnului Cipașenco îl dau citirii aici la Jurnal TV, decret privind dizolvarea Parlamentului într-o executare a voinței cetățenilor exprimate în alegerile președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 2, paragraful 1, articolul 38, paragraful 1, articolul 39, paragraful 1 din Constituția Republicii Moldova și articolul 76 din aliatul 3 din Codul Electoral, președintele Republicii Moldova decretează 1. Parlamentul de legislatură a 20-a se dezolvă, 2. Se stabilește data alegerilor parlamentare anticipate, prezentul decret intră... Timpul a expirat, deci ne ținem de regulament foarte strict. Domnule Ceban, aveți 1 minut la dispoziție și dumneavoastră. Bună seara tuturor, în primul rând. Dar nu văd minutul. S-a pornit? Imediat ce începe să vorbiți, pornește minutul. Nu vă faceți griji. Ați spus că o să fie un timer acolo. Este un timer, vedeți? Vorbiți. Bună seara tuturor încă o dată. În sfârșit aici, la Jurnal TV, unde asupra candidatului nostru, Igor Dodon, și Partidului Socialiștilor, în special ultimele câteva săptămâni, se varsă zoi cu nemiluita. Mi pare foarte rău, eu doar pot să presupun, alături de colegii mei, ce l-a făcut pe Andrei Năstase să cedeze în fața Maiei Sandu, pentru că, având un rating mai mare, noi am protestat împreună aproape un an de zile, am obținut aceste alegeri prezidențiale și eu cred că era foarte corect ca anume Andrei Năstase să reprezinte dreapta în aceste alegeri. Având un rating mai mare, având dreptul moral, dreptul juridic, pentru că Maia Sandu a fost în toate guvernele de până acum, alături de Gaburici, Leancă și ceilalți. Cred că nu s-a făcut corect, dar sper să avem această posibilitate să discutăm pe parcurs. A expirat timpul dumneavoastră, trecem la runda a doua, rundă în care vă voi adresa câte două întrebări. Vă calculați timpii în așa mod încât să reușiți să răspundeți la ambele. Cât timp avem pentru a răspunde? Pentru această rundă, vă spun repetat, aveți 4 minute la dispoziție. Vă calculați cum credeți dumneavoastră necesar, dar avem două întrebări. Întâi de toate, pentru domnul Ilian Cașu, reprezentantul domnului Cipașenco.
Cine, în opinia dumneavoastră, trebuie să răspundă pentru jaful de miliarde de la cele trei bănci și ce va face domnul Cibașencu în cazul în care ajunge președinte pentru a-i pedepsi pe făptași? Domnul Cibașencu, în repetate rânduri, în întâlnirile cu cetățenii și în expunerile în mass media, a spus foarte și foarte clar că, în afară de decretul numărul 1 privind dizolvarea Parlamentului, va fi și decretul numărul 2 care va anula legea antipopulară, legea criminală adoptată de majoritatea Plahotniuc și semnată de președintele fără demnitate Nicolae Timofti. Această lege va fi anulată, fiindcă cei care au furat țara, au furat poporul, se știe cine sunt, nu este unul, doi, există o haită de criminali, ei trebuie trași la răspundere. Noi avem legi foarte bune, cadru legal, există, lipsește actualei coaliției Plahotniuc doar determinarea, doar voința politică ca să-i pună la pușcărie pe cei care au comis crime împotriva acestui popor. Miliardul l-a furat Plahotniuc împreună cu cercul său de încredere, să fie foarte clar, și tot ei, în mod banditesc, tâlhăresc, așa cum este specific actualului regim, pe furiș, noaptea, au adoptat această lege antipopulară. Oameni buni, este inadmisibil un copil încă nu s-a născut în Republica Moldova. El este obligat, el este dator deja statului cu 300 de euro. Nu s-a mai văzut o astfel de crimă aplicată de guvernanți propriului popor, însă sfârșitul acestui regim tălhăresc este iminent la 30 octombrie prin vot masiv. Într-o răscoală populară putem dobărâ regimul Plahotniuc. Și a doua întrebare, în cazul în care, domnule Cașu, în cazul în care domnul Cibașencu nu trece în tur 2, pe cine dintre candidați ar fi gata să susțină domnul Cibașencu și formațiunea partidului nostru? Stimați colegi sau reprezentanța colectivului jurnalistic de la Jurnal TV, această întrebare adresată de moderatorul Dumitru Mișin este cu tentă manipulatorie. Oameni buni, noi, astăzi este 21, este 21, și să vă avertizez, eu vă adresez o întrebare, întrebarea este o întrebare, iar dumneavoastră răspundeți la întrebare, nu mă acuzați și nu mă acuzați pe mine de nimic. Eu am făcut un comentariu, nu v-am acuzat. Vreau să vă spun că există un concept care toată lumea îl știe și se numește democrație electorală. Fiecare candidat și partid, forță politică serioasă, își mobilizează în baza cadrului legal, prin convingere, prin abilități de comunicare, își mobilizează electoratul pentru a obține un rezultat cât mai bun în turul 2, astfel ca să poată accede în turul 2. Noi nu credem sondajelor, în mare parte controlate de Vlad Plahotniuc, niște cifre desenate, de aceea noi facem abstracție de aceste date. În momentul în care eu vă vorbesc, dumneavoastră, sute și mii de colegi ai mei din partidul nostru lucrează 24 de ore non-stop. Mai avem încă o săptămână până în ziua alegerilor. Deci noi suntem absolut încrezuți în forțele noastre că candidatul partidului nostru, Dumitru Cibașencu, va accede în turul 2. De aceea, deci, este exclusă această întrebare pe cine veți susține, pentru că acum este motivarea la superlativ pentru toți colegii mei. Toți muncesc, toți lucrează. Este dreptul fiecărui cetățean să fie ales. Deci noi ne ținem de conceptul democrație electorală. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule Ceban, întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți. Prima întrebare. Da. Cum are de gând să lupte Igor Dodon cu oligarhia și cu Vladimir Plahotniuc, odată ce în această campanie și înainte de această campanie am văzut o relație de neagresiune cu Partidul Democrat, între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, precum și între cele două persoane, domnul Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc?
Eu cred că ceea ce spuneți dumneavoastră nu este adevărat. Eu vă reamintesc că împreună cu dumneavoastră, vorbesc de platforma DA, am protestat și am stat practic zi la zi. Dumneavoastră nu mă adresați mie, platforma păi, DA jurnalul, nu este, este o jurnalul, instituție. Jurnalul susține platforma, deci este, nu este un lucru ascuns, nu este un lucru rău, poate. Nu vă adresați mie, vorbiți în numele... Bine, nu luați în numele rău, am văzut și pe dumneavoastră la protest, este un lucru normal, pentru că s-au furat miliarde, s-au furat bănci, s-au furat aeropoarte. Apropo, iarăși cu candidatul pe care îl susțineți. Deci eu aș reformula această întrebare. Maia Sandu, și nu veți da la Jurnal TV aceste lucruri, la ProTV a spus că ea n-a votat pentru concesionarea aeroportului. Am publicat probe video când a ridicat mânuța la ședința de guvern din 23 mai pentru concesionarea aeroportului. 1. 2. A zis că nu știa de bănci și de miliarde. Am demonstrat probe video unde doamna Maia Sandu știe foarte clar, am demonstrat acea hotărâre de guvern prin care s-au alocat banii ăștia băncilor, despre care ea spune că pentru deponenți și nu știu ce, șor și mai departe. Deci asta este cea mai gravă problemă. Noi cu dumneavoastră, platforma DA, noi am protestat împotriva acestui regim. Nu puteți spune că uite, n-am agresat. Ați văzut și ce s-a întâmplat la Parlament, ați văzut ce a fost la guvern, ați văzut cum le numiți dumneavoastră Marea Adunare Națională. Am stat pe o scenă împreună, am luptat pentru ca să obținem aceste alegeri prezidențiale. Le-am obținut în sfârșit și cineva vă canibalizează electoratul la momentul de față și cetățenii, ca să înțelegeți. De ce nu văd nicio diferență astăzi între Maia Sandu și Iurie Leancă, ca să vă fie foarte clar. În fiecare zi agresăm, noi am dat guverne afară, procurorul l-am dat afară și multe alte lucruri. În fiecare zi, moțiunea de cenzură n-a semnat-o împotriva guvernului Filip. Cine? Partidul Liberal Democrat, care este reprezentat în Parlament. Care astăzi sunteți impuși să mergeți împreună cu ei. Asta este gravă problemă. Eu nu știu ce s-a întâmplat, cu ce sunteți șantajați. Dar astăzi susțineți un candidat care a fost în trei guverne, Gaburici, Leancă și Filat, un membru PLDM cu drepturi probabil depline, că n-am văzut să depună carnetul de membre, dar am văzut imaginile video de la Congres și imaginile video din campania electorală din 2014, un membru care a tăcut tot acest răstimp și n-a spus nimănui un cuvânt de faptul că aceste miliarde sunt furate, că băncile sunt devalizate și că aeroportul a plecat și multe alte crime. Asta este gravitatea problemei. A doua întrebare, dacă o aveți. Să-mi spuneți dumneavoastră, pentru că văd că atacați candidatul comun și... Eu nu atac candidatul comun. Eu o atac pe Maia Sandu, pe care o consider la fel de vinovată. O considerați că asta este cel mai mare contracandidat? Eu nu. Ascultați-mă în face. Deci nu manipulați, nu încercați să faceți rotații. Eu nu manipulez, eu întreb, domnule, ce bani. Eu cred că Andrei Năstase trebuia să fie candidat. Păi, ce s-a întâmplat și de ce a fost scos din cursă și cum s-a întâmplat acest lucru, după părerea mea, este oribil. Oribil. Oamenii au stat în piață. Iar tantea asta despre care vorbiți dumneavoastră a ridicat mânuța și a tăcut tot timpul în guvern despre ceea ce s-a întâmplat. Nu doar ea. Ea neagă că ar fi avut parte. Nu este nicio diferență între Plahotniuc, Leancă, Gaburici, Filat și tanti. Trebuia să iasă public să spună se fură miliardele. Și atunci era erou. De ce Maia Sandu este contracandidatul de care vă temeți cel mai mult? Dar nu mă tem de nimeni. Și nici Igor Dodon nu se teme de nimeni. Noi suntem în ratinguri, dacă ați văzut, conform sondajului Bob, care este finanțat probabil de cei care v-au impus să mergeți sub ea, de 3 ori mai mult decât 27 la 9 vot DEC și 40% contra la 14%. Nu mai ceva, nu mai tine nimic. În cazul ăsta o să vă fac o avertizare conform regulamentului punctul capitolul 3. Dar dați-mă dezbatere electorale, nu este aici vorba despre acest lucru. Cum nu? Este prima avertizare. Prima avertizare domnule Mișin, dumneavoastră la ora de ras vă permiteți să vă băgați în mormântul tatălui lui Igor Dodon. Eu nu știu cine vă coordonează acest nu lucru. Eu mă bag, sunt niște eu lucruri sfinte. Băi, atacați-l pe om pentru ceea ce face. Dar nu te băga în mormântul tatălui său. Sunt niște lucruri sfinte de care trebuie să ne ținem. Puteți să mă avertizați, eu pot și să plec. A expirat timpul dumneavoastră. Suntem la cea de-a treia rundă, unde aveți fiecare câte 8 minute pentru a vă adresa și a răspunde la întrebările Eu cred că eu să aleg posibilitatea asta să mă adresez cetățenilor, dacă este așa o posibilitate, o să vedem. Dacă este necesar să discutăm cu domnul ceva, nu discutăm. Însă, eu aș prefera timerul meu... funcționează, da, funcționează, îl văd.
Domnul Dumitru Cibașencu și partidul nostru are o poziție foarte, foarte dură, cea mai dură poziție anti-Plahotniuc, oameni buni, și noi propunem un mecanism simplu, unul concret, unul foarte, foarte rapid, care ne absolvește și de proteste, protestele care guvernul, regimul Plahotniuc pe 27 august, atunci când câteva sute de protestatari s-au adunat, să-și exprime indignarea față de regimul tâlhăresc, a folosit gaze lacrimogene contra propriilor cetățeni, gaze cumpărate pe banii publici. Deci, acest prim decret de dizolvare a Parlamentului, eu știu că propaganda regimului spune că, domnule, ar fi ilegal. Oameni buni, noi avem justificarea constituțional-juridică că președintele ales direct de popor, cu o legitimitate enormă. Știu că ieri a ieșit la Europa Liberă, la rampă, Alexandru Tănase, să ne amintească încă o dată că președintele are prerogative limitate. Să alege el de către popor, dar puterea este totuși în executiv. Oameni buni, noi suntem într-o situație fără precedent. Toate instituțiile statului sunt sub dictatul oligarhic a unui singur om. Vorbim despre un președinte care are votul masiv, are mandatul cetățenilor și votând pentru Dumitru Cibașencu, practic puneți semnătura pe acest decret. Pentru că nu este decretul lui Cibașencu, USATA-i, partidul nostru, este decretul celor care nu sunt de acord cu statul capturat, termen dat nu de partidul nostru, nu de domnul Cioban, de Iagland în The New York Times. Stat capturat, oameni buni, înseamnă că deciziile constituționale nu se iau în cadrul constituțional. Ele se iau la Nobel Club, la Global Business Center, în saune, restaurante și în alte părți. Asta este esența statului captiv, care servește în primul și în primul rând pe Plahotniuc și cercul său de încredere. În această situație fără precedent și în baza normei constituționale că poporul este suveran, puterea aparține poporului, poporul participă prin reprezentantul său la gestionarea treburilor statului, iată și răspunsul, iată mandatul, iată justificarea faptului că președintele poate veni cu acest decret, având în spate votul masiv direct al cetățenilor Republicii Moldova și numai astfel noi putem scăpa de regimul tălhăresc al lui Plahotniuc. O facem drept o răscoală, dacă vreți, populară, pe 30 octombrie, masiv, așa cum suntem noi moldovenii, cu rudele, cu prietenii. Primul lucru, de bună dimineața, mergem la secția de vot. Și eu vă asigur, oameni buni, că nici cimitirul, nici caruselul, nici orice alte porcării la care regimul este tentat, nu o să-i ajute. Nu o să ajute candidatul regimului, care vedeți toți că unde nu s-ar duce cu acest autocar luxos, de fapt sfidează orice bun simț într-o țară care geme în sărăcie, mizerie și păduri. Este huiduit, se aruncă cu ouă, se aruncă cu mere stricate, am mai auzit personal la Ungheni s-a aruncat cu pietre. Noi, oameni buni, moldovenii, fiind un popor pașnic, nu recurgem la asemenea gesturi, însă evident proverbul, celebru proverb moldovenesc, cuțitul a ajuns la os, în cazul de față cuțitul a spart osul, oamenii nu mai pot de minciună, oamenii nu mai pot de tălhărie, iar ei, Partidul Democrat, ne vorbesc, domnule, despre salvarea cursului european, continuarea cursului european. Tot Partidul Democrat, împreună cu Ghimpu, cu Filat, în 2014, la fel, sub paravanul salvării cursului european, furau prin ușa din spate banii poporului, banii cetățenilor din acele trei bănci. Vedeți cum se întâmplă.
Dacă ascultați propaganda regimului, sunt câțiva mercenari de peste Prut care spun că, domnule, între alegeri nu mai putem face nimic. Noi am votat, cetățenii trebuie să stăm cu minți, că vezi, Doamne, alegerile parlamentare anticipate destabilizează situația. Am mai auzit un argument trăsnit că, domnule, costă bani aceste alegeri anticipate. Mai bine i-am cheltuit pe, evident că regimul tâlhăresc de la putere nu este capabil de nimic decât să fure. Noi, eu vorbesc acum cu dumneavoastră, iar ei fură. Fură banul public și fură banul din asistența externă. Oameni buni, guvernul României le-a dat tărharilor 60 de milioane de euro în august. Ați simțit cumva vreun impact asupra bunăstării dumneavoastră? Nu, eu sunt sigur, acești bani au fost furați la hotar. Pentru că altceva ei nu fac. Ei se acoperă cu acest cartuz, cu acest chipiu geopolitic și sub eticheta geopolitică continuă să mintă și să ne fure. Oameni buni, aceste alegeri nu sunt despre geopolitică. Aceste alegeri sunt cum să salvăm Moldova de regimul tâlhăresc, cum să scoatem instituțiile statului din captivitate, astfel ca ele să fie funcționale și poate în premieră pentru statul Republica Moldova să servească cetățenii. Pentru că asta este the raison d'être, esența unui stat. Instituțiile statului sunt în slujba cetățeanului. O spune și Constituția noastră. Nu sunt în slujba lui Plahotniuc și a cercului său de încredere. Nu sunt. Vă reamintesc că puteți să adresați întrebări. Asta este o parte din... Eu deja finisez, domnule Mișin. Mai am câteva cuvinte pentru oameni și finisez. Și pe urmă are domnul Ion Cioban 8 minute și o să vorbească. Finalizat. Pe 30 octombrie, masiv, solidar, așa cum putem noi, ne ducem la urna de vot. Și chiar dacă plahotniucii o să vină iarăși cu hrișcă, macaroane, caloși și lumânări, oameni buni, luați tot ce vă dea, dar în urna de vot, în cabina de vot, votați așa cum vă dictează conștiința. Și eu sunt absolut sigur că moldovenii au fost și rămân un popor deștept, inteligent și știu foarte bine cum să aleagă grâul de neghină. Este o șansă istorică. Noi putem elibera statul pe 30 octombrie. Noi ne putem mobiliza pentru că o facem nu pentru noi, dar o facem pentru urmașilor noștri. Mai aveți câteva secunde, care expiră? Care expiră, dumneavoastră spun câteva cuvinte și expiră. Mulțumesc. A fost dreptul dumneavoastră, aveați încă 3 secunde. Doamna Ciban, aveți 8 minute, cum preferați să le utilizați? Fie în întrebări, răspunsuri cu mine sau dacă puteți, aveți... Haideți că mai iau, sunt restant la o întrebare de la dumneavoastră și după asta... Vedem, da? Dacă nu ați răspuns suficient și vreți să completați răspunsul, întrebarea mea era ținea de Vladimir Plahotniuc. Dacă este vinovat Vladimir Plahotniuc de furtul din cele 3 bănci, dacă vă aduce aminte, în autodenunțul lui Lanșor se vorbea despre Vladimir Plahotniuc, deci știa, iar având în vedere că el este și coordonatorul acestei coaliții, în interviuri o dă pe față că deține foarte multe pârghii. Este pe dumneavoastră, care este poziția PSRM, poziția domnului Dodon, este Vladimir Plahotniuc vinovat de furtul miliardelor de la cele? Asta e a doua întrebare. Este o întrebare în N-a cele... fost cealaltă întrebare. Este o întrebare pe care vă adresez, iată, în acest moment. Domnul Cașu, vreau să... Deci... Vă rog frumos. Gata. Mersi mult. Primul lucru care vreau să fie foarte clar pentru toți cei care ne privesc la momentul de față. Eu nu voi răspunde ca Maia Sandu, fugind de la această întrebare. Nu voi răspunde așa. Pentru că atunci când a fost întrebată dacă este Vlad Plahotniuc vinovat de furtul secolului, dumneaei a spus că dumnealui controlează niște instituții, dar a evitat să răspundă. Este pe point și jurnalul, cu regret, n-a dat acest lucru. Și eu am să răspund. Despre postul da, de televiziune care vă oferă vinovat. Domnule Ceban timp da, de antenă gratuit pentru dezbateri și vorbiți dumneavoastră dați-mi și voie răspundeți să... la întrebare. Voie, vorbiți despre alt contracandidat. Dumneavoastră schimonosiți poziția noastră la televizor.
Nu este aici, domnule Ceban, nu este aici contracandidatul cu care ați întrebat, pe care l-acuzați. Deci eu am timpul liber. V-am adresat o întrebare, răspuns la ea. Da, este vinovat. Deci nu o să spun așa ca Maia Sandu, că nu știu. Da, bine, da, de ce o este vinovat? O altă întrebare. De ce o atac? Nu atac, pentru că eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. Noi toți am protestat împotriva unui regim și acum voi v-ați coaliat cu fostul PLD-M. Nu vorbiți cu mine, cu voi, pentru că eu nu reprezint. Cu oamenii care ne privesc. Sunt oameni care au dosare la momentul de față. Eu chiar am emoții în acest sens. Sunt oameni care au dosare pentru acele proteste. La câte proteste ați văzut-o pe Maia Sandu? Pur și simplu, eu cred că este o irregularitate. Nu este deloc normal să se întâmple acest lucru în formatul în care s-a întâmplat. Asta este problema. Și acum vă duce din... Să vă fac o eu chiar cred, dar puteți să mă dați afară. M-ați întrebat, v-am spus că da, sunt sigur că este vinovat. Procurorul va da verdictul. Dar sunt vinoveți toți acei care au fost în Parlament și au votat aceste lucruri. Este întreg guvernul Leancă, printre care este și Maia Sandu, vinovat pentru că au ascuns acest lucru și au ridicat mânuțele atunci când a trebuit să ridice. Este vinovat procurorul general, este vinovat Drăguțanu de la Banca Națională. Sunt vinoveți toate instituțiile care nu au sesizat la timp public acest lucru. Pentru că orice funcționar care a știut, trebuia să iasă. Noi stăteam, iată, cu domnul Cașu, cu domnul Năstase, stăteam în frig, era minus 20. Azi am făcut publice. Și strigam, în timp ce la căldut cineva își face manicură, nu contează că e Leancă sau că e doamna. Eu nu atac, dar ipocrizia a ajuns la maxim. Și dumneavoastră, eu mă uit pur și simplu la post de televiziune și mă șochez de lucrurile pe care le arătați în știri. O să vedeți unde să ajungeți, pentru că eu cred că acest candidat este blănița, uița lui Plahotniuc. Eu așa cred și dacă îmi permiteți, eu pot să mă expun și o să vedeți unde să ajungeți. Ce înseamnă acest lucru, domnule Ceban? O să vedeți unde o să ajungeți. Eu cred că în limba rusă este așa un fel de zicală, budite vaskinut. Deci o să fiți pur și simplu utilizați folosit în acest sens. Vă fac, nu știu, dar câtă avertizare puteți să-mi faceți avertizare. Haideți, eu am să vin atunci la mele 5 minute, nu vă mai atac. Asta este modul domnului Dodon de a face politică, să atace și să ofenseze instituții publice, jurnaliști, posturi de televiziune? Eu nu v-am ofensat și nu v-am atacat. Eu v-am încercat să vă dau un adevăr pe față pe care nu vreți să-l recunoașteți la momentul de față, cu regret. Eu m-am uitat astăzi câți oameni au fost în Soroca. Oamenii nu înțeleg. Ce se întâmplă și de ce nu participă Andrei sau alții? Repet, oamenii au stat, s-au împroșcat, stătea poliția și îi bătea pe unii. Asta este problema. Bine, haideți să excludem. Pur și simplu, eu mă uit și la știrile pe care le faceți inclusiv despre noi și formatul în care ne prezentați. Și repet, cred că trebuie să fim cu toții suficienți de maturi și să avem o cât de cât stimă și respect unii față de alții. Pentru că, repet, am stat umăr la umăr și am obținut aceste alegeri. Toți împreună. Pentru că venea o coloană care era de 10.000 și era a socialiștilor, venea altă coloană de 10.000 și era a platformei, era altă coloană care era de 10.000 și era a partidului nostru. Corect. Și la sfârșit a ieșit tot antiș, v-a strâns pe toți și acum, a fost a fost în toate guvernele. Ce-a tăcut până acum? O să revin la... Eu îmi cer scuze încă o dată, stimați telespectatori, de această poate intervenție emotivă pe de-o parte. Câteva lucruri sunt foarte clare. Deci această guvernare euro-unionistă ultimii 7 ani de zile pur și simplu a distrus ceea ce se numește speranță, în primul rând. Pentru că au avut și bani suficienți, atât din exterior, de la Bruxelles sau din altă parte, de la Washington, și banii au fost pierduți. 2. S-au furat aceste miliarde din sistemul financiar bancar. 3. Banca a fost furată, pur și simplu, furată. 4. Eu nu vorbesc și nu vreau să vorbesc de școli închise și tot așa mai departe, pentru că, după părerea mea, este pur și simplu cinic. Să ridici mâna pentru 5,4 miliarde lei, să le acorzi băncilor lui Șor și să zici că faci economie pe școli de 230 de milioane de lei. Părerea mea că este cinic, chiar la propriu. Și primul lucru este statul capturat. Instituțiile de stat trebuie
pur și simplu scoase din această căptură. Nu va fi ușor. Chiar nu va fi ușor. Cu regret. Pentru că și justiția, și procuratura, toate lucrurile sunt controlate. Doi, miliardele astea trebuie întoarse. Și când vorbesc despre moțiunile de cenzură care au fost prezentate în Parlament, au fost prezentate de fracțiunea Partidului Socialiștilor. Împotriva guvernului Filip. Împotriva de a pune pe seama, pe spinarea cetățenilor aceste miliarde. Și n-a fost semnată de Partidul Liberal Democrat. Acum o săptămână. Cu regret. Eu, trei, s-a ajuns la o mizerie și la o sărăcie de nemaipomenit. Mie mi este rușine, sincer, mi este rușine și noi câteodată chiar cu domnul Cașu și cu alți consilieri care suntem în Consiliu, când vedem bătrânii ăștia care stau cu mâna întinsă, efectiv, ingineri, medici, profesori, nu au ce mânca. Este milă de oamenii cei care pur și simplu nu pot să-și găsească de o pâine sau de o bucată de carne. Oameni care au lucrat o viață, care au construit o țară, academii de știință, universități, uzine, orașul ăsta și multe altele. Școli, case de cultură în fiecare localitate, grădiniță, copii, 150.000 de copii orfani sociali sunt la momentul de față, fără tutela părinților, nu și-au văzut părinții de mult timp. Pentru că sunt nevoiți să plece peste hotare. Iarăși pentru că cineva a furat miliardul și aici nu sunt salarii ca să le plătească. Un președinte trebuie să aibă o viziune foarte clară asupra câtorva lucruri. Unu, cum să-i tragă pe ăștia la răspundere și să-i tragă. Cum să întoarcă acești bani și să nu puie pe spatele cetățenilor. Trei, trebuie să aibă un program de dezvoltare. Patru, ce e despre ce nu vorbește nici Maia Sandu. Deci nu s-o întrebați. Eu chiar vreau să vin să mă întâlnesc cu dumneavoastră aici. Sau domnul Dodon. Haideți, nicio problemă. Când ați vorbit despre alegeri anticipate, așa ca și partidul nostru să poată intra în Parlament. Și platforma, da, să poată intra în Parlament. Nu o duduie care a apărut nu știu de unde, peste noapte. Vă rog să nu faceți alegeri anticipate, trebuie altor persoane. Alegeri anticipate trebuie să fie examinate cu toată lumea împreună și obținute cât mai curând posibil. Pentru că cu această guvernare în continuare, pur și simplu, nu se va putea. Și da, este nevoie de un program economic și un program de dreptate socială. Asta ar însemna că trebuie să restabilim relațiile și la est și la vest. În mod normal, trebuie să fim prieteni cu toată lumea. Nu trebuie să căutăm astăzi dușmani. Suntem o țară mică, trebuie să facem o diplomație mare, poate mă repet, dar este un lucru important pentru noi toți ca să fim corecți, uniți în viziunea de dezvoltare a Republicii Moldova. Și eu pentru asta pledez și Igor Dodon la fel. Timpul dumneavoastră a expirat, suntem în cea de a patra rundă, runda finală. Aveți câte două minute la dispoziție pentru ultimul mesaj către alegători. Domnul Cașu, vă rog. Oameni buni, stimați concetățeni, iată că sub presiunea mișcării protestatare, Plahotniuc a cedat, a cedat în felul său, oferindu-ne posibilitatea pentru prima dată în ultimii 20 de ani să alegem direct președintele. Este un moment istoric, este un moment de cotitură în situația în care marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova își doresc un stat funcțional. Își doresc ceea ce de la 91 încoace nu am avut. Am avut niște elite corupte care în lipsa mecanismelor legale de responsabilizare din partea cetățenilor au făcut ce au dorit. Dacă vă uitați foarte atent, atunci vedem că cei care s-au perindat la putere, ei și rudele lor, sunt putreți de bogați, iar marea majoritate numără banii pentru chifir în alimentară. Un semn clar al sărăciei acute. Dumitru Ciubașencu și partidul nostru vine cu un mecanism simplu, unul rapid, dar foarte, foarte eficient pentru a elibera Moldova din dictatul oligarhic al lui Vlad Plahotniuc. Nu este ușor, bineînțeles, însă
Noi, cetățenii, am demonstrat-o de mai multe ori. Ne putem mobiliza. Un vot masiv pe 30 octombrie ne va absolvi de proteste, de tot, în mod pașnic, democratic, doborâm regimul oligarhic al lui Plahotniuc. Domnule Ceban, ale dumneavoastră 2 minute. Stimați telespectatori, alegerile au loc pe 30 octombrie. Este important să nu stăm acasă. Este important să ne întoarcem țara înapoi. Toți, împreună. Pentru că țara aparține poporului și nu unei sau altei găști. Și regulă aici, în casa noastră, care este Moldova, trebuie să facem noi cu dumneavoastră, că nu o să vină nimeni de peste hotare să ne facă regulă. Pentru că inclusiv sub privirea acestor domni de peste hotare, de la Bruxelles sau de la Washington, care, la fel ca și cei din guvernare, au știut foarte bine că se fură banii, că se duce banca, că se duce aeroportul și multe alte lucruri care s-au întâmplat urât. Noi trebuie să ne facem aici, acasă, regulă. Repet, nimeni în afară de noi nu o să ne facă. Dacă cineva ne vrea săraci, proști, umiliți, nu are decât. Dar asta nu este starea de relații. Fiecare trebuie să fie pedepsit. Vă amintesc, pe data de 20, acestei guvernări i-a dat curs liber, anume doamna Nuland, care astăzi susține pe cineva. Curs liber s-a dat și din Uniunea Europeană, pentru că deja am fi avut alegeri anticipate și deja am fi avut o altă guvernare. O altă guvernare cu certitudine nu mai proastă decât acest lucru. Și am o sugestie pentru colegii de la Jurnal TV. Țineți minte nu că... Nu implicați, domnule Ceban, Jurnal TV în discursurile dumneavoastră electorale. Vă rog frumos, pentru că este ultima avertizare. Este ultima avertizare și plec. Ați pus o mână și pentru Dorin Chirtoacă. Uitați-vă ce hal am ajuns la momentul de față în acest municipiu. Cu regret. Atunci când și-a scos ghimpul camioanele împotriva acelui protest, dar ați preferat să-l aveți la primărie. Poftim, împreună cu toată lumea. Este o chestiune de, la care trebuie de atras atenție. Eu vă invit să veniți pe data de 30, să votați pentru Igor Dodon. Noi avem un program de înlăturare a regimului, avem un program de dezvoltare economică și avem o echipă. În rest, ai sănătate tuturor. Timpul dumneavoastră, vă mulțumesc. Vouă și celor dragi. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Următoarele dezbatere electorale la Jurnal TV vor avea loc miercuri, 26 octombrie, la ora 20. Vă reamintesc că astăzi urma să participe și candidatul partidului Șor, Iana Popenco, care însă nu s-a prezentat, ceea ce înseamnă că a ratat spațiul de emisie oferit în mod gratuit de postul nostru de televiziune. Rămâneți cu Jurnal TV, imediat urmează documentarul Moldova în genunchiat.